Campionul olimpic la haltere, Tudor Casapu, a fost operat cu succes, iar starea acestuia este satisfăcătoare. Operația de transplant de ficat a fost făcută astăzi dimineață la Centrul de Chirurgie Generală și Transplant din București. Operația celui mai bun halterofil din istoria Republicii Moldova a costat 100.000 de euro. Intervenția chirurgicală a fost posibilă datorită mai multor donații. Tudor Casapu este campion al Uniunii Sovietice la haltere în 1987-1990, campion mondial la Budapesta în 1990, medaliat cu bronz la campionatele europene și mondiale, campion olimpic la Barcelona în 1992.